Se pare că cei care au inventat morile de vânt cu mult timp în urmă sunt persanii, între 500 și 900 după Hristos. Pânzele erau folosite pentru a propulsa vasele pe mare, dar persanii le-au convertit pentru a folosi vântul la măcinarea cerealelor. Primele mori au apărut în Europa în perioada Cruciadelor 1096-1270. Cum aspectul acestora era foarte diferit de modelul persan, încă nu este clar dacă modelul european a apărut în paralel, independent sau dacă este împrumutat de la persani și ușor modificat. În China, prima moară apare în jurul anului 1219, fiind folosită la măcinarea grânelor. Morile de vânt din Europa aveau o structură specială, partea principală fiind așezată pe un postament solid din lemn, sub formă de tripod format din două grinzi așezate în cruce, care se sprijineau pe sol. Alte patru grinzi verticale se ridicau pentru a susține corpul morii și permiteau elicelor să se rotească pe un ax orizontal în funcție de bătaia vântului. Morile de vânt ulterioare erau construite astfel încât doar partea superioară a lor să fie rotativă, o îmbunătățire majoră pentru că erau mult mai ușoare și prin urmare aveau un randament mai bun. Odată cu această inovație, se puteau folosi și alte materiale, precum cărămizile și piatra pentru susținerea morii. Spre sfârșitul secolului al XIII-lea, olandezii au fost cei care au adus pe culmi mult mai înalte tehnologia, care stă la baza funcționării morilor, dezvoltând noi modele de pale acoperite cu o pânză bine întinsă pe un cadru de lemn. Aceste mori de vânt de dimensiuni mari au fost folosite în întreaga Europa până la apariția motorului cu aburi în anii 1800, moment în care englezii au fost cei care au adăugat structuri atât de cunoscute și un motor care permitea rotirea în funcție de direcția vântului mult mai ușor. Olandezii, la rândul lor, au fost dintotdeauna extrem de inventivi în privința mecanismelor cu ajutorul cărora să țină apa mării la distanță. Au construit diguri, fortificații și mori de apă și de vânt pentru a scoate de sub ape pământul pe care îl puteau utiliza pentru agricultură. Cu ajutorul morilor, pompau apa din sute de lacuri și mlaștini și preveneau reinundarea terenului. Astăzi, morile de vânt sunt un adevărat simbol al peisajului olandez și al luptei continue cu apa a locuitorilor acestei țări. Cele mai cunoscute mori din Olanda. Kinderjijk este zona cea mai cunoscută, fiind trecută și pe lista obiectivelor UNESCO, aici fiind grupate peste 19 mori, privitorul putându-și imagina cum erau prevenite inundațiile în vremurile de mult apuse. Morile din Schiedam sunt cele mai mari 5 mori din lume, unele având chiar și peste 40 de metri înălțime și erau folosite intensiv pentru producerea ginului olandez. În Zaanse-Schans existau peste 600 de mori de vânt grupate în zona care acum câteva sute de ani reprezenta centrul industrial al Olandei. Aici erau produse vopseluri, uleiuri, hârtia și muștarul pe care olandezii le exportau cu mare succes. În anii 1800, în Statele Unite ale Americii s-a dezvoltat un nou design pentru mori, acesta fiind reprezentat de folosirea unui rotor poziționat în vârful unui schelet metalic din lemn. Inițial, astfel de structuri erau prevăzute doar cu câteva pale din lemn, dar pe măsură ce tehnologia a avansat, acestea au început să folosească pale din oțel, care se puteau plia pentru a evita eventualele neplăceri în cazul vânturilor puternice. Morile de vânt erau folosite în partea de vest a Americii pentru pomparea apei, care avea să fie folosită la adaptarea vitelor și la irigarea culturilor. Următorul pas a fost reprezentat de înlocuirea rotorului cu un altul, mai avansat ca tehnologie, care semăna cu elicea unui elicopter. Morile erau conectate la generatoare de mici dimensiuni pentru a asigura energie electrică în satele din preajmă. Energia produsă era dependentă de tăria și intensitatea vântului, de aceea, odată cu pătrunderea rețelei de electrificare până în cel mai mic sat american în anii 30 ai secolului trecut, morile de vânt și-au pierdut din popularitate. În România, majoritatea morilor de vânt au fost localizate în Dobrogea, zonă care pe la 1900 avea aproximativ 700 de mori, mai ales în zona Tulcea, Chilia Veche, Sulina, Letea, Valea Nucarilor, Jurilovca. Morile erau construite cu un număr de 4 sau 6 pale din șindrilă. Din nefericire, din peisajul dobrogean, aceste mori au dispărut în timpul Primului Război Mondial, nerezistând bombardamentelor sau incendiilor provocate de acestea. Astăzi, în județul Tulcea, mai există doar o moară de apă și două de vânt, cele de vânt nefiind funcționale, ci doar o atracție turistică pe lângă mănăstirile Saon și Celicdere.
Încă din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să folosească puterea vântului în diverse împrejurări. Pe măsură ce motorul cu abur creștea ca popularitate, puterea morilor de vânt devenea din ce în ce mai puțin fiabilă, astăzi păstrându-se doar o mică parte din faimoasele și elegantele structuri care mai de mult extrageau energie din puterea vântului. Morile rămase, dovezi vii ale unei istorii fascinante, sunt răspândite pe tot cuprinsul globului. Câteva au fost restaurate, în special în ceea ce privește designul, existând însă și câteva perfect funcționale, semnal nostalgiei pentru vremurile trecute sau dorința de întoarcere la un mod de viață sănătos în armonie cu natura. Promisiunea unei energii produse de vânt rămâne în continuare valabilă atât sub forma turbinelor de vânt care produc electricitate sau sub forma unor pompe de vânt de mici dimensiuni folosite extensiv în agricultură. Odată cu avansul tehnologic și cu creșterea interesului pentru energia curată verde, morile de vânt reapar în peisajul cotidian din ce în ce mai des.